Lăudați să fie Domnul! Amin. Avem un Dumnezeu bun care ține la noi, care ne iubește, care și-a noi bunătatea în această dimineață, ne-a dat o nouă zi. Mulțumim Domnului pentru o nouă ocazie să fim împreună, să deschidem Scripturile în numele Domnului cu o inimă smerită care înțelege că oricât ar fi de instruită este limitată, pentru că este o inimă de muritori. Să binecuvinteze Dumnezeu inima noastră, slujirea noastră și să ne dea folos din întâlnirea cu El și cu Sfinții și în seara asta. Apreciez efortul dumneavoastră să veniți la biserică din nou, apreciez viziunea liderilor Bisericii Domnului, a fratelui Marius, a celorlalți, pentru întâlniri de genul acesta, care au o tematică concretă. Aceasta ne dă ocazia să vorbim în mod profund despre un anumit subiect, cu scopul să înțelegem mai mult din cuvântul Domnului, lucru care se așează diferit în inima noastră, pe fondul experienței din ultimul timp, lărgind orizontul înțelegerii Evangheliei și a părtășiei noastre cu Domnul. Ieri, prin mila Domnului, ne-am gândit la închinarea în familie. Seara aceasta vom continua să vorbim despre închinare. Vom continua să vorbim despre închinare cu darurile financiare, închinarea familiei cu darurile financiare. Acesta este unul dintre cele mai delicate subiecte de predică cu care se confruntă un predicator. Oamenilor nu le place să le vorbești despre bani. Se subînțelege că fac asta cu o inimă smerită și fac lucrul acesta în numele Domnului, spre folosul nostru. Noi trebuie să cunoaștem tainele vieții și Scripturile, voia lui Dumnezeu, pentru că este singurul fel în care ne poate trece prin cap și să o împlinim. De ce este nevoie să vorbim despre bani? Banii reprezintă simbolul lumii materiale, împlinirea tuturor nevoilor noastre pământești. Banii este sau sunt simbolul fericirii, bogăției și puterii pe pământ. Banii ocupă locul numărul unu în viața unui om, pentru că banii înseamnă casă mare, mașină nouă, îmbrăcăminte de firmă, mâncare și băutură după plăcere, vacanțe, distracții, respectul oamenilor, dorințe împlinite, prietenii selecte, celebritate, senzația de superioritate, capacitatea să controlezi viața, eliminarea grijurilor, a greutăților cotidiene. Din acest motiv, Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri de o mulțime de chinuri. Viața materială ne împinge înspre achiziționarea banilor. Biblia ne avertizează că achiziționarea banilor poate deveni periculoasă pentru sufletul nostru. Avem nevoie de ei, dar avem nevoie de ei să-i controlăm, să-i cheltuim, să-i folosim. Nici de cum să ne lăsăm controlați sau folosiți de ei. Nu este imposibil, dar pentru oamenii bogați este mai greu să devină cetățenii ai împărăției cerurilor. Datorită uriașei responsabilități de a administra banii. Banii îi administrezi atunci când nu ai inima lipită de ei. Îi folosești atunci când nu ai inima lipită de ei, dar ei te administrează și te folosesc atunci când ai inima lipită de ei. Domnul spunea în Marcu, capitolul 10, Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor cât de anevoie, adică cât de greu, va intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, adică mulți bani puși deoparte. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui.
Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății. Iată dar că Domnul explică ce înseamnă să te încrezi în bogății. Interesul fiecărui om este acolo unde sunt banii lui, Matei 6:2, pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Trebuie să acceptăm că bogăția nu e un defect și sărăcia nu e o virtute. Bogăția este doar o responsabilitate în plus și sărăcia este o altă responsabilitate. Pentru a ilustra echilibrul acestui adevăr, Domnul Iisus a spus pilda din Luca, capitolul 12, cu țarina. Țarina unui bogat a rodit mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile, iată, voi zidi, voi face un hambar, mă voi bucura, bea și mănâncă suflete și așa mai departe. Și Domnul spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Două feluri de a te îmbogăți, prin comori sau față de Dumnezeu. Întrebare, te poți îmbogăți în ambele moduri în același timp? Încercați să răspundeți la întrebarea asta. În pilda aceasta, nu cantitatea bogățiilor este distrugătoare, ci modul greșit de a te raporta la bogății. Este bine să mai afirm încă o dată, ca să fie limpede, care este punctul de vedere al seminarului din această seară. Nu cantitatea bogățiilor este riscantă pentru cineva, ci un mod greșit de a te raporta la cât ai, mult sau puțin. Nu banii, ci atitudinea lumii în timpul prosperității a atras mânia lui Dumnezeu. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, bea, mănâncă și veselește-te. Dacă ar fi spus, suflete, ai multe bogății, folosește pentru tine, însă nu-L uita pe Domnul. Onorează-L pe Domnul, ajută-i pe săraci, săr în ajutorul văduvei. Domnul nu ar mai fi spus, suflete, ești nebun și așa mai departe. Nu pentru că a avut multe bogății l-a mustrat Domnul, ci pentru că a folosit bogățiile să bea, să mănânce, să distreze, să uite de Dumnezeu. Pavel reia această idee și o dezvoltă atunci când spune în 1 Timotei capitolul 6, versetele de la 17 la 19, următoarele cuvinte. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Faptul că sunt bogați nu-i păcat. Dar faptul că datorită bogăției se îngânfă lucrul acela este păcat. Să nu-și pună nădejdea în bogății, faptul că-s bogați, nu-i păcat, dar faptul că-și pun încrederea în bogății este păcat. Să fie bogați în fapte bune, nu-i suficient să fie bogați în bani, ci să fie bogați în fapte bune. Dacă are bani și e bogat în fapte bune, fac casă bună aceste două lucruri împreună. Banii nu sunt răi în sine, însă dacă inima este rea, atunci ea va administra greșit banii. Mântuitorul vorbește despre bani în două din trei pilde pe care le spune, adică două treimi din pildele pe care le spune Mântuitorul, el vorbește despre bani. Aproximativ 5.000 de referințe sunt în Biblie unde se vorbește despre bani. Mai mult decât despre mântuire, mai mult decât despre vestimentație, mai mult decât despre alcool, despre bani în Biblie se vorbește mai mult decât despre orice. Nu vi se pare ciudat? De ce în predicile noastre vorbim tot timpul de televizor, fuste, rochii și batic, iar de bani nu zicem nimic, în timp ce Domnul mai mult decât orice a vorbit despre bani? Pentru orice predicator e riscant să vorbească despre bani. Nu pentru el e riscant, ci datorită reacției celor care îl ascultă și el vede lucrul acesta, că e cu fața spre ei. Predica aceasta nu e valabilă doar pentru dumneavoastră, e valabilă și pentru mine, și pentru soția mea, și pentru copiii mei. E valabilă pentru muritori, pentru că ea este din Scripturi, din cartea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o. Ea nu reprezintă un pericol sau un atentat la banii noștri, ci o învățătură care exprimă voia lui Dumnezeu cu privire la resursele materiale pe care Dumnezeu ni le-a dat.
Sunt patru nevoi fundamentale pe care un om le are în viață. Nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnificație, nevoia de rentabilitate și nevoia de comunicare. Două dintre aceste patru nevoi depind în mod direct de bani. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu rugăciune, se face cu post, se face cu oameni evlavioși, dar se face cu bani. Niciun avion, nicio mașină, niciun restaurant nu te duce sau nu-ți oferă să mănânci pe gratis. Nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu doar cu post și cu rugăciune, decât în aspectul ei spiritual. Dar orice lucrare a lui Dumnezeu are un aspect administrativ, unde banii sunt elementul cheie. Și noi toți știm lucrul acesta. Nici în familiile noastre nu putem elimina banii. Avem nevoie de ei în toate aspectele existenței noastre. Observați cum stau lucrurile în Biblie. Acan a murit împreună cu casa lui datorită banilor. Faraon i-a ținut pe evrei prizonieri datorită banilor. Avea foarte multă forță de muncă gratuită. Văduva săracă a fost apreciată de Mântuitorul datorită banilor. Tânărul bogat a plecat nemântuit din prezența Domnului Iisus datorită banilor. Balaam a corupt poporul datorită banilor. Gehazi s-a îmbolnăvit de lepră datorită banilor. Zacheu a făcut dovada pocăinței prin restituirea banilor furați și printr-o corectă administrare a banilor, angajamentul pe care și l-a luat începând din prezent. Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus pentru bani. Femeia cu scârgere de sânge a venit la Mântuitorul să fie vindecată după ce și-a cheltuit toți banii. Momentul în care și-a epuizat resursele financiare a fost clipa în care a decis să procedeze diferit. Anania și Safira este o familie care a fost pedepsită cu moartea de Dumnezeu datorită banilor. Foarte mulți oameni din Biblie au făcut lucruri bune sau rele, motivați de bani. Falsificarea banilor, furturile, jafurile, lăcomia, zgârcenia, prioritățile financiare care subordonează viața spirituală și interesele împărăției lui Dumnezeu, demonstrează că la baza vieții umane există materialismul, banii. Ori Dumnezeu își permite prin Biblie și prin biserică să ceară o parte din banii noștri și atunci lucrurile devin complicate. Dacă banii sunt atât de importanți pentru om, dacă noi plecăm de acasă dimineața și ne întoarcem seara, dacă ne neglijăm familia, dacă suntem frânți de oboseală, dacă renunțăm uneori la somn, uneori mâncăm în timp ce lucrăm de la drive-thru sau un sandwich înfășurat într-o hârtie, e bine, cât de importanți trebuie să fie banii pentru noi? Foarte importanți. Ori Dumnezeu ne cere o parte din banii ăștia. De aceea a predica despre bani este un lucru foarte complicat. Pentru banii ăștia dumneata muncești cel puțin 8 ore într-o zi. Sunt o proprietate foarte personală. O predică în legătură cu această chestiune este o predică greu de digerat. Trebuie să fii un om foarte sincer ca să poți asculta lejer o astfel de predică. Trebuie să-L iubești pe Domnul și să ai încredere în El. Trebuie să nu te simți deloc amenințat. Dumnezeu nu fură bani, Dumnezeu nu întinde curse, Dumnezeu nu cerșește. Dumnezeu îți vorbește despre faptul că nu-i suficient să-ți administrezi doar mintea și inima, nu-i suficient să-ți administrezi doar dorințele, nu-i suficient să-ți administrezi doar prioritățile și valorile vieții, pentru că cea mai importantă problemă din viața materială sunt banii. Dacă ai bani, bani înseamnă mașină, bani înseamnă casă, bani înseamnă orice. Banii sunt un subiect de predică complicat și de rostit, dar mai ales de auzit. Cât de puternică trebuie să fie relația spirituală dintre oameni și Dumnezeu ca să îl asculte oamenii pe Dumnezeu? 2 Corinteni 8:5. De fapt, 2 Corinteni capitolul 8, aici vorbește Biblia despre dărnicia macedonienilor. Vreți să vă uitați un pic în Scriptură? Uitați ce spune Biblia despre oamenii ăștia. Fraților, vrem să vă aducem la cunoștință harul pe care Dumnezeu l-a dat bisericilor Macedoniei. Dacă eu nu v-aș spune că e vorba de bani și v-aș întreba următorul lucru,
În ce fel credeți dumneavoastră că a fost dat harul bisericilor din Macedonia? Când vorbim despre harul care lucrează într-o biserică, la ce ne gândim? Prorocie, predică, cor, grupuri de închinare, cam în felul ăsta se arată harul lui Dumnezeu într-o biserică. Zice Scriptura, vreau să vă spun harul pe care Dumnezeu l-a dat bisericilor Macedoniei. Dacă eu mă duc înapoi în biserică și spun bisericii Betania pe care o slujesc, am fost la Mansuie și am văzut harul lui Dumnezeu arătat către biserica aceea. Frații își vor închipui, au predicatori buni? Au cor puternic? Au un grup de închinare grozav? Și eu o să le spun următoarele cuvinte. Ascultați ce spune Scriptura. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare, 1. Sărăcia lor, Lucie, 2. Au dat naștere la un belșug de dărnicie. Harul lui Dumnezeu arăta către biserica asta a fost un belșug de dărnicie. Noi măsurăm harul în prorocie, în descoperiri, în predică, în cântare. Uitați că harul se poate măsura în dărnicie. Și îmi veți spune, dai criză. Păi, de o perioadă de criză vorbește Biblia. Zice, sărăcie Lucie. Știți ce e aia sărăcie Lucie? Vă dau un exemplu cu pantofii. Pantofii pot fi lucioși, cam cum sunt ai mei acum, relativ lucioși, sau pot fi plini de noroi când mergi undeva în pădure, să zicem, să adun ciuperci. Și tot mergând prin pădure, fiind rouă, iarba relativ umedă, te afunzi în anumite locuri și pe fondul faptului că se umezește pielea de la pantofi, se lipește iarbă, se lipesc tot felul de lucruri care sunt prin iarbă. Nu mai sunt lucioși. E, dar alta este după ce îi cremuiești bine și le mai dai și lustru, sunt lucioși. Așa era sărăcia la oamenii ăștia lustruită. Nu s-a lipit nimic de ea, niciun bănuț, nimic. Era lucie, curată, sărac, curat. Și Biblia spune, într-o stare de felul acesta de sărăcie, oamenilor acestora li s-a arătat harul dărniciei. Nu doar harul prorociei, harul predicării, harul muzicii, ci harul prorociei, harul dărniciei. Este și acesta un har? Evident. Scopul prezentării acestui subiect, dragii mei, nu este impunerea unei obligații financiare, obositoare, neplăcute, ci este exprimarea lepădării de sine și a dedicării față de Dumnezeu într-o manieră financiară. Eu nu vreau să vorbesc despre zeciuială, nu o să prea folosesc termenul acesta, mie nu-mi place, nu cred în el, însă o să vorbesc despre închinare prin dărnicie. Putem să vorbim despre multe feluri de închinare, însă noi trebuie să fim asemenea lui Pavel care spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu. Putem vorbi despre închinare prin muzică, prin rugăciune, prin post și biserica spune amin, dar atunci când vorbim despre închinare prin dărnicie, ce simțim noi? Acceptul închinării prin dărnicie nu cade pe profit, ci cade pe ascultare. Observați că cine îl fură pe Dumnezeu neglijând dărnicia, nu îl fură de bani, îl fură de glorie. Pentru că nu-l fură de bancă, Dumnezeu nu depinde de banii mei. Câți bani pot eu să-i dau lui Dumnezeu? Pot să-i dau 500 de dolari pe lună? Probabil că pot să donez la biserică 500 de dolari pe lună din salariul meu. Dar cât înseamnă pentru Dumnezeu 500 de dolari? Nu înseamnă nici cât e negru sub unghie pentru el. Pentru biserică 500 de dolari înseamnă 500 de dolari. Dar pentru Dumnezeu cât înseamnă? Nimic. Deci Dumnezeu, eu când nu-i dau lui Dumnezeu partea lui, nu de 500 de dolari îl păgubesc, ci îl păgubesc de ascultarea pe care ar trebui să-i o dau prin finanțele pe care ar trebui să-i le dau și nu-i le dau. Neascultarea mea este înaintea lui Dumnezeu greșită, nu lipsa la 500 de dolari. Că Dumnezeu pune pe un bogat să doneze 5 milioane și eu într-o viață nu dau 5 milioane la biserică. Problema omului care nu își face partea către biserică din punct de vedere financiar nu este lipsa banilor lui în casierie, ci este lipsa ascultării lui înaintea stăpânului. Că nu mai are importanță când nu asculți, dacă nu asculți că minți, dacă nu asculți că fumezi sau dacă nu asculți că nu-ți faci partea financiară. Tot neascultare se numește și una și alta. Când Dumnezeu a așezat rânduielile divine
pentru descoperirea pe care i-a dat-o, pe care i-a dat-o lui Moise sau prin Moise, a arătat că slujbele divine au nevoie de trei lucruri. 1. Un locaj de închinare. 2. Slujitori dedicați lui Dumnezeu pentru închinare. 3. Mijloace necesare închinării. Și uitați-vă că în desfășurarea lucrării lui Dumnezeu din procesul istoriei, indiferent că vorbim de cortul întâlnirii, indiferent că vorbim de templu, de sinagogă sau de biserică, este nevoie de o clădire dedicată Domnului. În timpul săptămânii nu facem mobil aici. E dedicată Domnului. Este nevoie de niște oameni instruiți, dedicați Domnului, care să fie dedicați ca și timp și să fie dedicați ca și instruire. Vreau să vă întreb, dacă ați merge la spitalul din zonă pentru că ați avut un accident sau soția urmează să nască și ați ajunge acolo la spital în camera de gardă și asistenta v-ar spune, dar care-i baiul? Păi uite, sângerez, repede, repede că mor. Spune, domne, îmi pare rău, medicul e aici în vecin, pune niște faianță că a găsit un geab și nu poate să vină, că nu poate omul să-și întrerupă, probabil că pe la 5 va termina. Lăsați-l sau altceva, pune parchet, sau altceva, face o instalație electrică, depinde ce meserie are. Nu poți să-l deranjezi, că dacă îl deranjează fiecare, nu mai termină geabul. Vă rog frumos să-l lăsați, că până la 5, acum sper să nu muriți până la 5. Dar dacă nu muriți până la 5, omul vine, se spală pe mâini, se dezinfectează și intră în operație. V-ar place ca la spitalul din orașul ăsta să aveți medici de genul ăsta? Dar pastor de genul ăsta vă place, nu? De ce la spital nu merge decât cu oameni dedicați? Care sunt acolo, vine să nască, vine să fie operat, vine să îl caute în gât, la apendic. Indiferent unde îl caută, găsește pe doctor acolo. Doctorul e disponibil, nu pune faianță, nu pune flori, nu conduce mașina, nu bate cuie, nu construiește case. E acolo pentru omul bolnav. Ziua, noaptea, când vine bolnavul, medicul e acolo. Cu poliția e la fel. Păi vine unul peste dumneata în casă. Sună-l și spune, domne, ăsta-i la sapă la porumb, domne, diseară se întoarce, iartă-mă, acum descurcă, te dă-i tu singur în cap până vine polițistul. Adică medic avem nevoie tot timpul, dedicat, să știm sigur, domne, mă duc acolo, e acolo. Polițist avem nevoie tot timpul și orice altă meserie din lumea aceasta, când te duci într-o prăvălie, te aștept să-l găsești acolo ca să te servească. E, în biserică e diferit. Vine cu dumneavoastră la ora 5 de la lucru? Dumneavoastră vă faceți duș și veniți la biserică, vă așezați pe scaun și veți ascultați predica. Vreți să vă întrebați când își face predica aia? Și ziceți, domnule, dar asta n-a fost predică. Păi când să-și facă una mai bună? Probabil că ar fi bine acum la 10 când ajunge acasă să nu mai doarmă. Și își face predica. Vei spune, îi dă Domnul. Păi aia da Domnul, ce ai ascultat aseară și ai fost nemulțumit grozav. Știți ce spune Scriptura care e slujba Duhului Sfânt? Să-i aducă aminte ce a învățat. N-aș vrea să insist asupra acestui aspect, că nu are legătură, dar am vrut numai să vă spun, frații mei, este nevoie de o clădire. Dacă ați face serviciile divine, când aici, când după aceea să vedem care dintre dumneavoastră ar vrea să pună o sufragerie la îndemână, v-ar place să funcționați cu biserica fără să aveți o clădire? Nu v-ar place. Asta dă stabilitate. Toată lumea știe unde este biserica. Nu găsiți astăzi aici o mașină care tocmai o vopsea cineva, poi mâine cine știe ce altul mai face niște grilaje. Nu e dedicată Domnului clădirea asta. Nu e afumată, nu miroase a acetonă. E dedicată Domnului, nimic nu se face altceva aici. Tot la fel avem niște instrumente, nu le mai folosești ăștia lăutari, ăștia care mai cântă pe la nunți, după aceea mai vin și ăștia de la cenaclu, nu știu, al lui Pavarotti. Nu, domnule, asta e aici, dedicată Domnului. Și monitorul ăsta, și camera aia, uite, și orga asta, și suporturile astea de caiet, toate sunt dedicate Domnului. Când veniți aici la 7:30, doar apăsați pe buton, vine curent în ele și le folosiți. Nu merită Domnul, dacă nu le-ați avea. Și trebuia unul să aducă de nu știu unde un suport, a uitat. De ce nu procedați așa? Clădire dedicată Domnului, instrumente dedicate Domnului și slujitori dedicați Domnului. Cu cât un slujitor este mai disponibil, are timp să se pregătească,
să se roage, să postească, să viziteze, să consilieze. Dacă un om poate să ajute 500, 500 nu poate să ajute un om? Păi biserica pierde dacă ajută un om sau câștigă pentru că are pe cineva care ziua, noaptea stă la dispoziție. Nu mai poate să zică, păi știi ce, iartă-mă, nu pot că sunt la lucru. Nu mai poate să zică așa, că ăsta este lucru. Și atunci un copil, un tânăr, un bătrân, un mort, un viu, o nuntă, un botez, o cununie, ce-i nevoie? E acolo cineva care se ocupă de asta. Când te duci aseară acasă, mâncarea e făcută. Dar dacă soția ar veni odată cu dumneata de la lucru, cine ar face mâncarea? Omul care mătură scara? Ai acolo o femeie care nu se duce la lucru pentru că stă acasă să îngrijească copilul? Disponibilitate. Să facă mâncare? Disponibilitate. Să curățească casa? Disponibilitate. Unul lucrează în afară, altul înăuntru. E acoperit și în afară unde muncește bărbatul, e acoperit și înăuntru unde muncește soția. Poate mâncarea să se facă singură? Lucru din biserică să se facă singur? Am făcut un pic de paranteză. Oamenii aceștia însă trebuie să aibă câteva caracteristici. În primul rând să fie chemați de Dumnezeu, în al doilea rând să fie echipați de Dumnezeu, în al treilea rând să fie trimiși de Dumnezeu și în al patrulea rând trebuie să fie ajutați de Dumnezeu. Am avut astăzi o părtășie frumoasă cu un frate și discutam despre predestinație sau despre predestinare. Și întrebarea era, există predestinație? Da și nu. Adică cum da și nu? Păi da, pentru că există predestinație din punct de vedere al slujirii, El a dat pe unii, nu pe toți, pe unii să fie apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții păstori și pe alții învățători. Cine i-a dat? El. Pe câți? Pe unii. Dar cum i-a dat? Păi în momentul în care i-a chemat să facă un lucru, le-a dat și darul pentru a face lucrul respectiv. Sau, haideți să citim un alt verset din Scriptură. Biblia spune, cine este chemat la o slujbă, să se țină de ea. Nu cine are o slujbă. Cine este chemat la o slujbă? Ești chemat la o slujbă. Ești chemat la slujba aceasta? Nu. Nu te ține de ea. Chemarea o face Dumnezeu, nu biserica. Biserica o confirmă. Noi vedem chemarea lui Dumnezeu într-un om și atunci spunem, da, eu văd chemarea în omul acesta pentru că se zidește biserica prin slujirea lui. Dumnezeu i-a dat darul, Dumnezeu i-a dat chemarea, biserica confirmă. Dar numai gândiți-vă, dacă are nevastă, dacă are copii, dacă are datorii, care e timpul pe care el îl poate da Domnului în fiecare zi ca să slujească o biserică mare? O jumătate de oră pe zi? O oră pe zi? Păi stă și el 8 sau 10 ore la muncă. Doarme și el 6 sau 8 ore. Un pic cu copiii trebuie să stea. Din 24 ce să facă mai repede? Poate o biserică de 3, 4, 5, 1000 de oameni să fie slujită de unul sau doi oameni care au doar o jumătate de oră liber pe zi pentru asta? Numai gândiți-vă la aspectele acestea cu o minte de adult. Aș vrea să vorbesc în momentele următoare despre rânduiala financiară a lui Dumnezeu de-a lungul istoriei omenirii. Cortul întâlnirii este prima casă a lui Dumnezeu. Levitic 27, versetele de la 30 la 34. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, din rodul pomilor, este a Domnului. E un lucru închinat Domnului. Când cineva aducea la cortul întâlnirii zeciuielile, nu le aducea preotului, nu le aducea levitului, nu le aducea judecătorului, nu le aducea împăratului, le aducea Domnului. E adevărat că nu Domnul era acolo să le ia, le lua un slujitor, dar el nu considera că îi le aduce slujitorului. Pentru el erau date Domnului. Asta este o mentalitate biblică. Templu. 1 Cronici 29.
Mi-am întrebuințat toate puterile, spune împăratul, să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie argint. Și așa mai mult, mai departe. Și apoi, deci 1 Cronici 29, versetele 2 la 3 și 5 la 9. Și cuvântul continuă și spune, cine vrea să-și mai aducă de bună voie astăzi darurile înaintea Domnului, au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de și așa mai departe. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, că le dăteau cu dragă inimă Domnului și împăratul David de asemenea s-a bucurat. Cui au dat darurile? Domnului. Dar vă întreb, a fost Domnul la visterie acolo ca să le primească? Nu, n-a fost Domnul. Dar cine? Au fost niște oameni care aveau slujba să primească, să contabilizeze și să administreze bunurile acelea, care însemnau bunuri de aur, bunuri de una, bunuri de alta. De ce era nevoie pentru templu? Ei le-au dat unui om, dar în mintea lor ei le-au dat Domnului. Una este când îi dai unui om, îi pretinzi, spui, a, păi eu ți-am dat, să faci asta și asta pentru mine, că nu uita că ți-am dat. Și alta este când îi le dau Domnului, dar mă duc la casier și le dau. Dar eu nu pot să-i cer casierului anumite servicii contra schimb, pentru că eu nu casierului am dat banii. El i-a luat, că numai un om îi poate lua. Dumnezeu nu stă să-mi ia mie banii sau cecul. Dar eu în inima mea îi le-am dat Domnului și nu pretend nimic înapoi. Că nu dau Domnului din darurile mele ca El să-mi dea înapoi. El îmi dă, că ce aș face fără mila lui Dumnezeu? Dar eu nu fac cu Dumnezeu afaceri. Doamne, uite 500 de euro sau de dolari, dar nu uita că eu am nevoie să vreau să predic, am nevoie să vreau să cânt, am nevoie să vreau să fiu binecuvântat. A treia casă a lui Dumnezeu, sinagoga, Matei 23 cu 23. Vreți să fiți un pic atent? Asta este din Noul Testament. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi dați zeciuială din ismă, mărar și chimen, dar lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, adică dreptatea, mila și credincioșia. Băgați de seamă acum, fraților, pe acestea trebuia să le faceți. Pe care trebuia să le faceți? Dreptatea, mila și credincioșia. Zice, pe astea l-ați lăsat deoparte. Pe astea trebuia să le faceți. Atenție! Și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Care sunt celelalte? Zeciuiala. Poftim? Zeciuiala. Să nu o lăsați nefăcută. Dar voi numai pe asta ați făcut-o. Dar dreptatea, mila și credincioșia n-ați mai făcut-o. Mai întâi lucrurile spirituale. Dreptatea, mila și credincioșia, dar nici lucrurile administrative să nu le lăsați. Că curentul ăsta nu-l plătim la italien cu rugăciune. Și nici gazul nu-l plătim cu rugăciune. Și nici gunoiul nu-l plătim cu rugăciune. Și nu știu ce mai plătiți dumneavoastră aici pentru tot ce se întâmplă. Când schimbați tonerul la mașina de copiat, când cumpărați hârtie pentru școala duminicală, și ce mai cumpărați pe aici? Când cumpărați instrumente, nu le plătiți cu rugăciune. Le plătiți cu bani. De unde-s banii aceștia? De la frați și de la surori. Dar de ce dau frații și surorile? Îi dau casierului? Nu. Noi avem un om care îi strânge și îi contabilizează, dar nu-i lui îi dăm banii. Noi dăm banii Domnului. Că până la urmă tot noi și copiii noștri avem folos de ei. Că nu sunt cheltuiți pentru compania de tiruri de vecină. Ăia niciodată nu iau bani de la noi, tot pentru noi. Sunt cheltuiți pentru onoarea Domnului, în proiecte, întreținerea lucrării și toate celelalte cheltuieli. Noi îi dăm, noi ne dăm nouă. Biserica, fapte 2, versetul 44 și 32. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoie. Ce își vindeau, observați că aici este averile, nu din averi. Averile, așa spune Scriptura. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui și aveau toate de obște în comun. Pentru înțelegerea biblică a voii lui Dumnezeu este fundamental să cunoaștem istoria zeciuielii, eu folosesc expresia părții Domnului, partea Domnului. În timpul meu este o parte de timp al lui Dumnezeu.
în banii mei, este o parte din banii mei a lui Dumnezeu. În resursele din viața și din familia mea sunt o parte de resurse ale lui Dumnezeu. Am dreptul să îi le fur, dar sunt un furăcios. Am onoarea să îi le dau și sunt un închinător. Eu nu pot fi decât ori furăcios, ori închinător. Haideți să ne uităm un pic la lucrurile acestea în Scriptură. Conceptul părții Domnului, adică a zeciuielii, s-a născut înainte de lege. Oamenii astăzi care nu cunosc Scriptura în amănunt spun că zeciuiala, partea Domnului, ține de lege. Și pentru că ține de lege, legea s-a dus și că s-a dus legea, s-a dus și cu componentele ei. În primul rând, vreau să vă spun că atunci când Biblia vorbește de lege, vorbește despre trei lucruri diferite și noi trebuie să avem o țâră de cunoștință despre treaba asta. Prima lege, primul soi de lege în Scriptură este legea ceremonială. Legea ceremonială ținea de ceremoniile de la templu. Când între miei aduși ca jertfă a venit mielul lui Dumnezeu să fie adus ca jertfă, el a fost ultimul miel adus ca jertfă o dată pentru întotdeauna și cu ceremoniile s-a terminat la cruce. Legea ceremonială astăzi nu mai funcționează. Legea necurăției, legea că te așezi pe un pat unde a stat o femeie necurată, că te atingi de o găină moartă, că te atingi de un lepros, până seara trebuie să nu știu ce, îți faci o baie, te băiezi de trei ori pe zi, păi dacă păcatele ar trece cu trei băi pe zi, numai în duș am sta. Ar fi simplu. Cine ar mai merge în iad? Nimeni. Ce mare lucru să te speli. Faci două lucruri deodată. A doua lege care o întâlnim în Scriptură este legea socială, Constituția lui Israel. Când faci casă, spunea evreii, domnul evreilor, când îți faci casă să-i pui pălimar. Pălimarul e o balustradă, asta înseamnă balustradă, pentru casele care se fac în Orient cu acoperiș plat, neexistând precipitații să facă acoperiș înclinat. Și la un acoperiș plat se face casă scară exterioară, că nu îngheață iarna, că nu iarnă, se urcă fără pericol. Se urcă acolo pentru ceai, pentru relax și stând pe acoperiș să nu cadă careva de pe casă să rămână beteag. Și atunci să facă balustradă. Era în Constituția lui Israel, dar nu în Constituția de la oraș, ci în Constituția pe care a dat-o Dumnezeu. Nici aceasta nu funcționează, că noi suntem în Italia și în Italia nu funcționăm după Constituția lui Israel. Al treilea tip de lege, legea morală. Cele 10 porunci, inclusiv a patra, care rămâne valabilă și va fi valabilă și în veșnicie. Ei, prima s-a dus cu ceremoniile, a doua s-a dus cu legea civilă, dar a treia cu legea morală nu s-a dus. Fraților, când vorbim de lege, să ținem cont cuvântul lege la care astea trei e valabil, că în Scriptură când e una, când e alta, când e ultima, cea de-a treia. De puține ori sunt toate la un loc. Să avem grijă când ne deschidem gura, că Biblia e o carte foarte complexă. Să nu spunem cu ușurință lucruri pe care nu le cunoaștem, că ne facem vinovați înaintea Domnului și cine își face de lucru cu Dumnezeu, atunci trebuie să dea socoteală de atitudinea Lui. Închid paranteza și revin. Termenul zecime, zeciuială, zeciuieli, derivă de la un cuvânt din limba ebraică, asher, care înseamnă zece. Maasher, zeciuială sau a zecea parte dintr-o sută de părți. Zeciuiala este un act religios de oferire a unei zecimi în sprijinul unui scop religios. Aceasta este de asemenea văzută ca o practică. Primele referiri pe care le găsim în Biblie cu privire la zecime le întâlnim în Genesa 14 și 28, acolo unde oamenii au practicat zeciuiala cu mult înainte să se dea legea. În câte cărți are Biblia? 66. Câte cărți are Noul Testament? 39. În cartea cu ce număr a fost dată legea? Doi. Cartea Genesa ce număr are? 1. Atunci vreau să știți următorul lucru. Oamenii lui Dumnezeu au practicat partea Domnului înainte de darea legii.
Să scoatem din mintea noastră ca fiind un adevăr că zeciuiala, partea Domnului, închinarea financiară, are legătură cu legea. Legea a găsit obiceiul închinării financiare și l-a legiferat, l-a oficializat, l-a confirmat, dar nu legea a introdus acest element. Pentru că legea n-a fost dată în Genesa, așa cum am menționat mai devreme, în capitolele 14 și 28, găsim zeciuială. Primul exemplu de zeciuială, de partea Domnului. Uitați-vă în Scriptură. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin, era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis binecuvântat și așa mai departe. Avram i-a dat zeciuială din toate, Genesa 14, 18 la 28. Prima carte a Bibliei, Avram dă zeciuială. Întreb eu, Avram este un om serios? Avram e un om credincios? Avram este un exemplu pentru noi? Ai vrea să fii ca Avram? Avram a fost un om ușuratic? Avram a fost un om care nu știe ce face? Avram a fost o persoană și nu vrei să fii ca el? Sau Avram a fost un exemplu și ar fi o onoare pentru mine să fiu prietenul lui Dumnezeu cum a fost Avram? Se merită să fii ca Avram? Păi nu poți să fii ca Avram decât numai dacă faci ce a făcut Avram. Avram n-a făcut asta din obligație, a făcut-o din dragoste. Închinarea nu este rezultatul obligației, închinarea este rezultatul iubirii. Eu nu-i cânt lui Dumnezeu că mă obligă, nu mă rog că mă obligă, nu sunt aici că mă obligă, sunt aici când mă rog și dăruiesc din banii mei, pentru că eu simt să fac asta. El a făcut totul pentru mine, a avut un copil și l-a încărcat cu blestemul păcatului meu. Păi ce inimă am eu să nu-i răspund lui Dumnezeu cu iubirea cu care m-a iubit el? Galateni 3:29, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram. Cine este a lui Hristos are legătură cu Tatăl tuturor credincioșilor și nu cu haina lui, nu cu rudele lui, ci cu comportamentul lui, cu credincioșia lui și cu faptele credinței lui. Al doilea exemplu de partea Domnului, Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine, este Dumnezeu cu dumneata. Dacă mă va păzi în timpul călătoriei, te păzește Dumnezeu în călătorii. Dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, te-ai culcat vreodată flămând și ai umblat vreodată pe străzile astea gol, fără îmbrăcăminte, dumneata sau membrii familiei dumitale. Dacă mă va întoarce în pace acasă, te întoarce Dumnezeu în pace acasă în fiecare zi, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și eu îi voi da Domnului a zecea parte din tot ce am. Dacă am 10 oi, una o duc la biserică. Dacă am 10 ouă, unul duc la biserică. Dacă am 10 euro, unul duc la biserică. Așa a zis Iacov, înainte de lege. Tasomare a făcut așa bunicul și așa a făcut și el. Ce naște pisica, mănâncă șoareci. Dacă bunicul duce la biserică un ou din 10, nepotul va duce cel puțin un ou din 10. Vreau să afirm faptul că Dumnezeu este proprietatea lucrurilor închinate lui de către copiii săi. Dumnezeu este proprietatea colectei, Dumnezeu este proprietatea dărniciei, Dumnezeu este proprietatea donației, Dumnezeu este proprietatea zeciuielii, Dumnezeu este proprietatea banilor cu care te închini, indiferent cum o numești. N-are importanță să folosești un anumit cuvânt, ci este închinare financiară. Nu-i donație, că donație se face la văduvă și la orfan. Lui Dumnezeu nu-i faci donație, că n-a ajuns Dumnezeu să trăiască din donațiile dumitale. Ești un muritor. Dacă și-ar trage Domnul mâna, ai murit de foame și dumneata și familia dumitale. E închinare. Te închin Domnului cu ceva bănuți din ce ți-a dat stăpânul, că tot el ți-a dat. Știți că în Etiopia, spre exemplu, sunt oameni care în viața lor, 30, 40, 50 de ani, nu și-au făcut baie niciodată? Odată în viață nu și-au făcut baie, nici de poftă. De câte ori îți faci baie pe zi? Cam odată. Câte zile are omul într-o viață? De câte ori ți-ai făcut baie până acum într-o viață de om? Poți să-ți imaginezi cum miroase și cum arată un om din ăla care nu și-a făcut baie odată în viață? Crezi că ar fi prea mult să te ia Dumnezeu să te ducă acolo? Ar fi fost prea mult să te naști acolo?
Să-ți vezi copilul de 15 kg și cu o burtă de 14 kg? De ce crezi că ești aici într-o mașină diesel? În străzi asfaltate și în confort? Crezi că este rezultatul norocului? Crezi că așa au căzut zarurile? Ascultă-mă, te-a binecuvântat Dumnezeu. Uită-te spre cer cu mulțumire și acceptă faptul că puteai să fii într-un cărucior cu rotile, la mila fraților sau la intersecție. Dar ți-a dat Dumnezeu onoarea să-ți câștigi existența, să ai copii acasă săturați nu doar de pâine și apă, și de banane și ciocolată. Să nu ți se urce la cap, că nu este o atitudine înțeleaptă, ci să ți se coboare la inimă. Dumnezeu este proprietarul lucrurilor închinate Lui. Uite ce spune Scriptura. Orice zeciuială din pământ, orice zeciuială din roadele pământului, din rodul pomilor, este a Domnului. Atenție! Citesc în Levitic 27, 30 cu 33. Este un lucru închinat Domnului. Tot ce dai este închinat Domnului. Să-ți iei gândul că mai este proprietatea dumitale, să-ți iei gândul că poți să-i spui casierului, hei, fii atent că mâine plec din biserică, să-mi dai banii din ultimii 2 ani care i-am dat la biserică. Păi mă, omule, dacă i-ai dat Domnului, cum îi mai ceri înapoi? Ce fel de conștiință ai? Păi tu pe mine m-ai împrumutat. Vreau să vorbesc puțin despre salarizarea slujitorilor lui Dumnezeu, preoți și leviți din Vechiul Testament. Preoții și leviții, oamenii dedicați Domnului pentru casa lui Dumnezeu, au fost salarizați de Dumnezeu pentru că stăpânul îi cheamă în slujbă. Când stăpânul cheamă un om, el îl și suportă financiar, se îngrijește de nevoile lui. Numeri capitolul 18, versetele 20 până la 32. Zeciuiala fiind a lui Dumnezeu, partea Domnului fiind a lui Dumnezeu, fiind adusă la templu, este folosită de Dumnezeu pentru templu ca și clădire, pentru templu ca și instrumente și pentru templu ca și slujitori, cele trei nevoi care sunt presupuse în închinare. Evreii au fost singurul trib care nu dețineau proprietăți, prin urmare trebuiau întreținuți de Dumnezeu. Preoții evrei au fost singurul trib. Preoții și leviții, ei nu dețineau proprietăți. Ei lucrau la templu și erau suportați financiar de la templu. Uitați ce spune Pavel. Pavel reia ideea aceasta și în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 14, spune așa. Tot așa. Cum tot așa? Adică e dat un exemplu și zice, tot ca exemplul ăsta, Dumnezeu a rânduit, nu cultul rânduiește, nu comitetul rânduiește, Dumnezeu a rânduit. Dumnezeu a rânduit cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Vă întreb, 1 Corinteni este în Noul Testament sau în Vechiul Testament? Fraților, asta scrie în 1 Corinteni. Dă exemplu pe cei care făceau slujbe la templu și la urmă pleacă de la exemplul ăsta și prin comparație spune așa, tot așa. Cei care predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie și dă exemplu, după cum bou, în timp ce treieră bucatele, vorba lui Pavel, se apleacă și mănâncă de acolo de unde muncește, tot așa, și cel ce predică Evanghelia să se aplece și să trăiască din Evanghelia care o predică. Pentru mine e inconfortabil ca să predic asta, pentru că eu sunt unul dintre aceștia și sună că fac reclamă la slujirea mea, dar nu de asta predic. Galateni 6:6. Numai ascultați cu atenție și cu o minte curată și de aici încolo e treaba dumneavoastră. Galateni 6:6. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui celui ce-l învață. Dumneata primești învățătură din cuvânt. Noi toți primim învățătură din cuvânt. Să facă parte celui ce-l învață din toate bunurile lui. Dar de ce? Pentru că omul acela care învață trebuie să fie un om dedicat slujirii în biserică, care nu mai face nimic altceva și ca să ajungă la o performanță de a învăța poporul ăsta și pe mici, și pe mari, și pe cei fără carte, și pe cei cu carte, aici trebuie, iertați-mă, instruire,
Sunt oameni cu facultate, sunt oameni trecuți prin școli, sunt oameni care au experiența vieții, sunt oameni instruiți, oameni luminați, oameni autodidacți, oameni care citesc. De aici trebuie să fii cam deasupra lor în învățătură și în instruire. Că poți să le spui astăzi despre războiul cu rușii, dar duminica viitoare nu le mai poți spune tot despre războiul ăla. Din zeciuielile primite, leviții la rândul lor trebuia să dea zeciuială preoților. Asta spune cuvântul Domnului. Care este destinația zeciuielii? Mulți oameni întreabă așa: eu vreau să dau luna asta Domnului și spun eu o sumă de bani. Asta este partea Domnului în portofelul meu și vreau să-i dau lui Dumnezeu partea. El nu-mi ia totul. Unde pot să dau zeciuiala asta la săraci? Pot să o dau în România, la biserica de unde vin. Haideți să citim în Scriptură. Fraților, viața noastră spirituală nu trebuie să fie expresia predicii mele sau expresia predicii altuia. Credința noastră nu e întemeiată pe pastori și pe comitete și pe denominații. Dacă este așa, ascultați-mă ce vă spun, cu băgare de seamă vă spun și cu responsabilitate. E vai de noi. Credința noastră trebuie să fie întemeiată pe carte. Dacă n-am avea această carte, cum ar fi Dumnezeu? Cum vrei dumneata ar fi? Dar pentru că avem această carte, citim în ea cum e Dumnezeu. De aceea să ne ferească Dumnezeu să știm mai mult decât știe Biblia și mai mult decât spune Biblia. Care este destinația zeciuielilor? Destinația zeciuielilor este să fie aduse la casa lui Dumnezeu. Uitați-vă în carte, dacă vreți, Deuteronom 12, 5 la 14 sau 14, 22 la 26. Sau dacă vreți să citim Maleahi, care este un text asupra căruia ne vom opri în seara aceasta, dacă vom găsi un pic de timp potrivit, ca să citim următoarele cuvinte. Din vremea părinților voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Maleahi 3 cu 7. Întoarceți-vă la mine, dar voi mă întrebați, din ce să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi pe mine? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile. Și Scriptura continuă. Sunteți blestemați. Versetul 9. Câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, vom vedea că sunt de trei feluri, ca să fie hrană în casa mea. Adică dumneata ai niște bănuți puși deoparte și dacă ai nevoie de o cheltuială suplimentară, îi spui soției: scoate de acolo, de la saltea banii care ți-am dat acum 5 luni când am câștigat mai mult, că e nevoie să facem o țâră de investiție. Dar casa lui Dumnezeu a ajuns să trăiască din mărunțișul care îl avem noi prin geantă? Vrei să-ți cumperi o cameră video, să filmezi programele? N-avem bani. Vrei să înlocuiești un pian care sună ca o vioară? N-avem bani. Vrei să pui o polietilenă, un plastic acolo pentru diverse întrebuințări? N-avem bani. Vrei să-ți cumperi 10 scaune? N-avem bani. Păi asta e casă de femeie văduvă? Numai văduvele n-au bani. Așa am ajuns casa lui Dumnezeu să ducă lipsă, să nu fie bani? Dumnezeu spune, aduceți la casa visteriei ca să fie belșug, nu lipsă. Știți ce să aduceți? Nu din banii dumneavoastră. Banii dumneavoastră cheltuiți-i pentru copii. Aduceți banii lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, are bani, dar n-are portofel. Îi ținem portofelul nostru. Ca să ne verifice loialitatea și fidelitatea. În portofelul meu este și iubirea pentru dumneata, în portofelul meu e și mila pentru dumneata, în portofelul e și zâmbetul pentru dumneata, în portofelul meu e și iertarea pentru dumneata și Dumnezeu spune, du-te și iubește-l. Du-te și spune o vorbă bună. Du-te și du-i o parte din banii mei.
Du-te și eu sunt agentul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu, angajatul lui Dumnezeu. Dumnezeu are banda, n-are portofel. Dar ce să facă cu portofelul? Că-i ținem portofelul credincioșilor. Diversitatea zeciuielilor. Deuteronom 14, Deuteronom 26. În Vechiul Testament se menționează trei feluri de parte a Domnului, care totalizate ajung 25-30% dintr-o sută. 10% trebuie date preoților. 10% trebuie date la sărbătorile naționale. Și 10% trebuie date săracilor. Banii pentru preoți care se aduceau la casa Domnului nu erau bani pentru săraci și nici invers. Erau trei categorii distincte. Evrei ăștia de care râdem noi, farisei ăia pe care îi împroșcăm noi cu predicile noastre în trei puncte și care zicem că au fost nu știu cum și nu știu cum, dăteau 3 ori 10%. Care este zeciuiala în scrierile profeților? Care e partea Domnului în scrierile profeților? Sunt doi profeți care vorbesc despre partea Domnului, Amos și Maleahi. Amos contestă zeciuiala pe care o aducea poporul, pentru că ei aduceau zeciuială ca să-și îndreptățească păcatele care le făceau. În mentalitatea lor greșită exista faptul că dacă ei aduc zeciuială, Dumnezeu le iartă păcatele. Deci banii pe care ei îi aduceau erau un fel de răsplată oferită lui Dumnezeu că iartă de păcatele lor. Și uitați ce spune Amos, uitați-vă în cartea dumneavoastră. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți mai mult, aduceți-vă jertfă în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare 3 zile. Faceți păcat și aduceți zeciuială, faceți păcat și aduceți zeciuială, în speranța că păcatul va fi iertat de zeciuiala pe care o dați. Dacă în timpul lui Amos oamenii dăteau zeciuială în speranța că va câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, trece timpul și ajungem la Maleahi și atunci nu mai dăteau zeciuială nici măcar pentru păcat. Nu mai dăteau zeciuială deloc. Și acum apare această referință din Scriptură care este una dintre cele mai aspre pe care tocmai am citit-o din Biblie, Maleahi capitolul 3. Sunteți blestemați atâta vreme cât nu aduceți la casa visteriei ca să fie belșug. Sunteți sub blestem. Oamenii ăia nu mai aduceau deloc. Preoții, nemai având salariile care trebuia să fie date de la templu, au început să-și caute de lucru și n-au și-au mai făcut slujba. Leviții, puși de David, erau 24 de cete de cântăreți, 24 de grupe de închinare pentru 24 de ore zi și noaptea. De ce? Dumnezeu locuia în mijlocul laudelor. Și pentru o oră era o grupă de închinare și o oră cânta 60 de minute fără oprire. Și se oboseau și transpirau și se duceau să se odihnească și venea a doua grupă de închinare, de la 2 la 3. Și de la 3 la 4 alta și alta și alta, din 24 de grupe de închinare s-au dus să-și caute de lucru, că templul nu le-a mai dat bani. Și preoții s-au dus și nu le-a mai dat bani și veneau oamenii și nu mai era cântare și nu mai era laudă și Dumnezeu nu mai era și nu mai erau preoți și nu se mai aduceau ardere de tot. Și tot ce s-a întâmplat la templu în 2, 3, 4, 5, 6 ani, totul s-a ruinat. Biserica nu-i fabrică de cauciucuri sau de tiruri unde nu există spiritualitate. Produsul finit al bisericii nu sunt tiruri Iveco și produsul finit sunt oameni sfinți. Oamenii sfinți nu se fac cu bani, dar oamenii ăștia sfinți în închinarea lor cheltuiesc bani. Trăiesc într-o casă care are datorii financiare. Cumpără o grămadă de lucruri în viața lor spirituală, în manifestarea vieților spirituale. Își fac o casă, o modifică, o vopsesc, o revopsesc, o tehnologizează. Își fac un internet ca în toată lumea să poată sluji Evanghelia pe care o predică ei. Să fie de folos și celor de dincolo de ziduri. Intră un om beat pe internet și dă de slujba de aici. Intră o familie care este undeva într-un oraș din Olanda și nu există biserică și dă de slujba de aici. Un ateu din România intră pe internet să caute prostii și dă de slujba de aici. Și vă veți trezi în cer cu 500 de oameni de care n-ați știut și s-au pocăit prin slujba de aici. Pentru 50 de euro pe lună. Cât valorează un suflet mântuit? Așa ar trebui să se pună problema duhovnicește. În ce fel putem servi împărăției?
În ce fel putem promova interesele lui Dumnezeu? În ce fel putem să mai câștigăm un suflet mânjit de sânge pentru Domnul să fie iertat? În ce fel poate trece slujirea noastră dincolo de pereții ăștia albaștri, unde intră doar oamenii din zona asta? Pământul e rotund și românii sunt împrăștiați peste tot. Cum putem sluji neamului nostru? Slujim copiilor noastre, nevestelor noștri, bătrânilor noștri, nouă înșine, dar cum putem sluji și la alții? Că Iisus n-a murit doar pentru Sfânta Treime, de fapt n-a murit deloc pentru Sfânta Treime, a murit pentru noi, niște nemeritoși. Noi cum ne putem jertfi pentru alții? Ce caut eu din America să-mi las familia, biserica și să mă chinui cu somnul că la ora asta dormeam acasă? Ce caut eu acum aici? Ce caută Marius Livanu când vine la noi și predică? Și biserica se bucură, un alt pastor, o altă voce. Se zidește. Toate lucrurile astea înseamnă rugăciune, înseamnă post, înseamnă viziune, înseamnă organizare și, evident, bani. Nu-i putem ocoli. Dacă e un lacom, dacă-s doi, dacă toată biserica e închisă, dacă n-are mentalitate, dacă crede că pierde banii în loc că investește în împărăție, unde o să ajungem? Fiecare biserică se limitează la bugetul pe care îl are. Nu poți să-ți cumperi o mașină scumpă dacă ai bani puțini. Nu poți să-ți cumperi două pâini dacă ai bani de o pâine. Observați că în Matei și în Marcu, capitolul 12, versetele 41-44, Scriptura ne prezintă despre femeia aceea care era foarte săracă și dă Domnului tot ce a avut. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că Domnul Iisus Hristos nu i-a cerut asta, a fost o închinare a iubirii ei față de Dumnezeu. Care e atitudinea Domnului Iisus Hristos? O apreciază? Rămâne indiferent? O mustră? Credeți că a murit de foame? Rămâne numele ei în Biblie? A citit orice generație cititoare de Biblie despre femeia asta, o ignorantă, o sărăcuță, o amărâtă, o văduvă? Președintele Obama nu va fi niciodată scris în cartea asta. Și nici domnul Berlusconi. Dar femeia asta amărâtă cu doi leuți a ajuns să fie scrisă în Biblie că doi a avut, doi a dat. Iubirea ei a fost onorată de Dumnezeu. Și în toate generațiile de 2000 de ani se vorbește de o văduvă, de o anonimă, pentru că a avut o inimă pe care a pus-o la picioarele Domnului. N-a spus eu ce mănânc mâine, s-a gândit așa, dacă eu o văduvă mă îngrijesc de lucrarea lui, el Dumnezeu care strălucește și care are toată puterea în cer și pe pământ și care a făcut cerul și pământul, nu se va putea îngriji de un colț de pâine pentru mine? Așa se gândește duhovnicește, în prezența încrederii în Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu, în demnitatea lui Dumnezeu. Noi nu trăim în afara iubirii divine, nu trăim în afara grijii lui Dumnezeu, el e prezent în viața noastră și în casele noastre. El nu ne uită sacrificiul, El ne vede osteneala, El ne onorează credința. Asta scrie Scriptura. Noi nu suntem cititori de Coran. Ascultați următoarea idee, este interesantă. Desăvârșirea vieții spirituale are două examene, două bariere. Predicatorii de cele mai multe ori o spun doar pe prima. Am să le spun pe amândouă. Desăvârșirea administrării vorbirii este prima și cuvântul spune așa, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este desăvârșit. Iată dar că unul dintre ultimile lucruri care completează desăvârșirea este calitatea vorbirii. În concluzie, nu poate fi desăvârșit un om care are o vorbire necugetată, firească, slobodă, vulgară și așa mai departe. Poate el să exceleze în toate planurile vieții. Dacă vorbirea, ca și cârma unei corăbii, mică, limba, nu este controlată de o rațiune, de o conștiință sănătoasă, duhovnicească, el nu este desăvârșit. Dar nu numai calitatea vorbirii, ascultați-mă cu băgare de seamă. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mi.
Două lucruri în Scriptură sunt ultimile lucruri pe care cineva vrea să le facă la nivelul excelenței ca să fie desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Administrarea corectă a banilor, cu un spirit de încredere în Dumnezeu și de sacrificiu în implicarea împărăției, și doi, administrarea cuvintelor care să zidească, să mângâie, să întărească și să fie duhovnicește pentru cei care le ascultă. Uitați-vă în Noul Testament care se raportează la Vechiul și spune așa: nu doar să nu ucizi, ca în Vechiul Testament, în Noul Testament e pretenție maximă, să nu-i zici prostule. Vă aduceți aminte de fericiri, nu? Nu doar să nu curvești fizic, Matei 5, 27 și 28. În 27 se spune, ați auzit că a fost scris, în 28, dar eu vă spun, dacă cineva se uite la o femeie ca să o poftească în inima lui, gata! E mai aspru decât în Vechiul Testament, că în Vechiul Testament era vorba de relația fizică. În Noul Testament, numai ce ai poftit în minte și gata. Și apoi, în Noul Testament trebuia să nu juri strâmb. În Vechiul Testament trebuia să nu juri strâmb, dar în Noul Testament nu mai ai voie să juri deloc. Observați care este rânduiala financiară în Noul Testament. Încercând să punem totul mai scurt și să încheiem, aș vrea să vă spun următoarele lucruri. Pentru înțelegerea statutului slujitorului lui Dumnezeu, Biblia îl compară cu un militar care se dedică carierei militare, fără să se mai încurce cu treburile lumii. Ascultați ce spune Pavel, 2 Timotei 2,4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. De asemenea, slujitorul consacrat care are responsabilitatea permanentă pentru slujirea bisericii trebuie să stăruiască necurmat în rugăciune și în predicarea Evangheliei. În contextul ordinării diaconilor din Fapte, capitolul 6, versetul 4, Scriptura spune: noi vom stărui necurmat în rugăciuni și în predicarea Evangheliei. Vreau să vă întreb, dacă omul care slujește biserica asta sau biserica unde sunt eu se duce 8 ore pe zi sau 10 ore pe zi la lucru, în alea 8 ore sau 10 ore mai slujește necurmat în rugăciune și în predicarea Evangheliei sau nu? Evident, nu. Poți când te duci la lucru să stăruiești în predicarea Evangheliei? Nu. Poți să stăruiești în rugăciune? Nu poți. Poți să te rogi așa într-o clipă, două, când ai timp. Dar când te duci la lucrul ăla, nu te plătește ca să stăruiești în lucru Domnului. Că ăla e un om necredincios și nu-l interesează de lucru Domnului. Pe el îl interesează de lucrul lui. Trebuie să fii disponibil, duh, suflet, trup. Biserica este locul unde se tratează sufletele oamenilor. De aceea, slujitorul consacrat trebuie să fie la dispoziția bisericii lui Dumnezeu, nu doar atunci când el are timp. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, cine scrie asta? Nu scriu eu. Timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Vă întreb acum, cine s-a îngrijit de nevoile acestui om 3 ani, ziua și noaptea? Răspundeți dumneavoastră pentru dumneavoastră, nu pentru mine. Dacă omul ăsta 3 ani, ziua și noaptea, a învățat poporul cu lacrimi, cu pasiune, cine s-a îngrijit de nevoile lui? Unde a lucrat? Din ce a trăit? Cu ce s-a îmbrăcat? Cu ce a călătorit? Ce a mâncat? Încercați să vă gândiți, frați și surori. Sunt părți din Noul Testament. E ușor să aruncăm o propoziție ca un rezultat al ignoranței și al necercetării subiectului. E ușor. Fapte 13. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Unde? La schimbul 2. La schimbul 2? Nu. Dar unde? Să plece în misiune. Cât timp a durat misiunea aia? De ordinul anilor. 3 misiuni, 3 călătorii misionare, ba 4, cu, în sensul că nu s-a mai întors de la Roma, că acolo a și murit. Care este dreptul slujitorilor Evangheliei ca să trăiască din Evanghelie?
Uitați ce spune cuvântul Domnului. Nu știți, 1 Corinteni 9:13 la 14, nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de altar, tot așa Domnul a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 13 și 14. Au fost perioade când Pavel, slujind biserica din Corint, pentru o perioadă de un an și jumătate, nu s-a folosit de dreptul lui și nu a fost ajutat financiar de biserica din Corint. Și atunci noi ne întrebăm, asta este regula sau excepția? Hai să citim în carte. Este excepția. De ce este excepția? În primul rând, creștinii din Corint au fost lumești. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. 1 Corinteni 3:1-3. Pentru că au fost niște oameni lumești. Ei n-au acceptat să-și suporte financiar lucrătorul bisericilor. A stat la ei un an și jumătate și i-a învățat, dar ei nu s-au gândit la nevoile acestea. Și erau așa de arțăgoși și de critici. Credeau că Pavel a venit acolo pe capul lor ca să trăiască ca un leneș, că nu merge la muncă, uitând că ziua și noaptea i-a învățat pe ei și pe copiilor cu lacrimi. Dar ăla nu-i lucru, evident. Lucru e numai meseria care o face cineva. Creștinii din Corint erau slabi. 2 Corinteni 9:12. Unii dintre ei nu-L cunoșteau pe Domnul. 1 Corinteni 15:34. Sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Domnul. Spre rușinea voastră o spun. 4. În Corint unii dintre ei nu-L iubeau pe Pavel și din invidie făceau întreținerea lui din Evanghelie imposibilă. Uitați ce spune Pavel, 2 Corinteni 6:12. Voi nu sunteți la strâmtorare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi, pentru mine. Pavel spune asta, e scris în Noul Testament. Imaginați-vă că ar veni Pavel la dumneavoastră, ar trece pe aici, prin Italia, pe la Pordenone, pe la Mansue. Fiți sinceri, eu sunt sigur că unii dintre dumneavoastră v-ați duce și v-ați împrumuta în bancă din respect pentru lucrarea lui și ați spune așa, omule, eu te iubesc ca pe ochii din capul meu, știu că călătorești, știu că ai tot felul de nevoi, uite, ia de la mine 500 de euro, m-am împrumutat de ei, nu i-am avut că sunt un om modest financiar, dar eu vreau să simt cu lucrarea pe care o faci tu. Dar Pavel a murit, nu mai aveți nicio obligație. Nu-i așa? Pavel a murit. Și dacă a murit Pavel, suntem liberi acum. Frații mei, ce bine este să fii călăuzit de Duhul Scripturii, de Duhul lui Dumnezeu. Ce bine este să fii un om matur la vârsta asta, să gândești în contextul împărăției, să gândești duhovnicește, să gândești așa cum ai vrea să fii privit de Dumnezeu, nu prin prisma unor oameni firești care din punct de vedere critic și al invidiei aruncă tot felul de vorbe și de suspiciuni. Oamenii ăștia au fost de când e lumea și vor fi până-i lumea, dar oamenii aceștia nu fac lucrarea Domnului și doar o subminează, doar aruncă suspiciuni cu care denigrează, cu care ponigresc, cu care deschid mintea la rău poporului Domnului. Oamenii ăștia n-au fost niciodată în misiune. Ei confundă misiunea cu vacanța. În timpul slujirii din Corint, uitați-vă ce paradox, acesta este foarte dureros. În timpul slujirii din Corint, Pavel nu a acceptat suport financiar de la biserică datorită lipsei lor de spiritualitate. Și-a dat seama că nu se merită. Și-ar fi pus biserica în cap, l-ar fi vorbit de rău, s-ar fi potignit în treaba asta, l-ar fi criticat și ar fi pierdut dreptul să învețe. Erau niște oameni firești. Și uitați ce se întâmplă. Ascultați-mă. Uitați-vă în carte. Deschideți 2 Corinteni 11:7-9. Atenție! Am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiu înălțat, să fiți înălțați voi. Și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu, am greșit cu ceva că nu am luat bani în timp ce v-am slujit. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcina nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații din Macedonia. Biserica din Mansue. Deschideți-vă inima și suferiți-mă 30 de secunde să vă spun ceva foarte aspru. Pavel este aici și vă slujește cu sacrificiu cum poate mai mult.
Și vine vremea când vă vorbește direct și vă spune așa: sunt vinovat față de voi că n-am acceptat să mă ajutați financiar ca să pot fi disponibil full time pentru lucrare, dar voi credeți că dacă n-am luat plată de la voi pentru nevoile mele, eu sunt ca îngerii, nu mănânc, n-am nevastă, n-am copii, n-am benzină, n-am mașină, n-am chirie. Ascultați-mă, am despuiat alte biserici din zonă care mi-au înțeles nevoile ca să fiu disponibil să vă slujesc pe voi. Și de la voi n-am luat nimic, că am știut că nu sunteți în stare să suportați un slujitor pentru că priviți lucrurile firește, dar ce, eu îi dau banul ăla să stea acasă? Puteți să suferiți afirmațiile astea? Vi le fac cu dragoste. Eu n-am de gând să vin mâine aici să mă suportați pe mine financiar. N-am de gând să veniți la sfârșitul programului să-mi spuneți: ia 50 de euro în numele Domnului. Nu vă spun asta pentru motivul ăsta. Ce vă spun nu e interesul meu, nu-i planul meu, n-am niciun câștig. Însă vreau să vă spun că cu 2000 de ani în urmă a fost un om extraordinar care a trăit în lipsuri extraordinare, pentru că a slujit o biserică plină de oameni care era plin de daruri duhovnicești, dar n-au avut atâta minte ca să se îngrijească de nevoile lui. Și din alte biserici din împrejurim, sărăcia Lucia Macedonienilor, au făcut colecte și au trimis să aibă bani de bilet de corabie, să aibă bani să închirieze școala nu știu cui ca să-i strângă acolo și să aibă bani pentru văduvele pe care Pavel la rândul lui le ajuta. Puteți să suferiți cuvântul ăsta? Vă simțiți bine acum? Credeți că aveți o viziune corectă? Aveți o gândire duhovnicească? Oamenii ăștia erau plini de daruri. Ca în Corint nu găsești daruri, dar Pavel a stat la ei un an și jumătate și plin de daruri cum au fost, nu le-a trecut prin minte să se gândească că omul ăsta, dacă toată ziua stă cu ei și învață, când pe ei, când pe copii, când pe neveste, când pe bătrâni, când pe bărbați, când în piață, când în adunare, cine se îngrijește de nevoile lui? Dar atât de duhovnicești au fost de nu și-au pus problema așa. Și au văzut frații din Macedonia cu ce probleme se confruntă și au făcut colecte și i-au trimis ca să nu ducă lipsă. A despuiat, spune Pavel, am despuiat biserici pentru voi. V-am slujit pe voi în timp ce alții s-au îngrijit de nevoile mele. Este așa de dureros să vezi tu o biserică care se roagă, care postește, care ascultă predici din cuvânt, care vine cu Biblia în subțioară, că n-are atâta discernământ să se gândească holistic, adică la întreg, așa cum vede Dumnezeu lucrurile. Frații mei, subiectul partea Domnului, să știți că dacă îl studiem, de multe ori ne roșește obrazul. De câte ori nu l-am bârfit eu pe omul care predică Evanghelia? Știți ce îmi spune Biblia? Să-i fac parte din posibilitățile mele financiare, pentru că el a stat 6 ore sau 8 ore să pregătească o predică pe care mie mi-a spus-o în 30 de minute. S-a rugat o oră. Eu în timpul ăla am câștigat bani. Eu am bănuți acasă, am casă, am mașină, am benzină, iar el, iar copiii lui, ăsta nu-i drept înaintea stăpânului. Oricum Dumnezeu se va îngriji de nevoile lui, dar cât despre mine, Dumnezeu îmi va măsura cu ce am măsurat. Dumnezeu mă va ajuta să recoltez ce am semănat. Pentru că omul ăla predică Evanghelia, trebuie să trăiască din Evanghelie. Dar pe mine nu m-a interesat. I-am spus: Domnul să te binecuvinteze. Și cu asta se satură, cu asta zboară cu avionul, cu asta merge cu mașina, cu asta rezolvă toate lucrurile. Puteți să vă gândiți cu o minte de adult la 30 de ani, la 40 de ani, la 25 de ani, la aceste aspecte care sunt ale lui Dumnezeu? Eu plec, scăpați de mine. E ultimul serviciu pe care îl avem împreună. Eu nu vă spun asta să vă mustru. Eu nu sunt mai bun decât dumneavoastră. Dar vreau să-mi pun capul liniștit pe pernă când ajung acasă. Pentru că eu am trăit mulți ani în ignoranță în biserică. 2 ani de zile am postit pentru bunica mea, care mi-a fost mamă și tată și era moartă, și am postit 2 ani pentru ea ca să o mântuiască Dumnezeu. Că n-am știut că pe oamenii morți nu-i mai mântuiește Dumnezeu. Și după 2 ani de post săptămânal, Domnul mi-a descoperit că Domnul nu-i mai mântuiește pe oamenii bolnavi, pe oamenii morți. Și mi-am dat seama că am postit degeaba. Am fost cu inima plină de râvnă, dar am trăit în ignoranță, în neștiință. În copilăria mea spirituală am crezut că Dumnezeu o să țină cont de postul meu și bunica, deși e mormânt putredă deja, o să fie mântuită. Nu-i suficient să fii bine intenționat. Bunele intenții nu modifică Biblia.
ci Biblia trebuie să modifice bunele mele intenții. Este vrednic de luat în seamă și faptul că Pavel, când s-a dus în Corint și a stat un an jumate, avea o gură. Da, dacă avea o nevastă cu el. Două guri. Da, dacă avea 2, 3, 5 copii. 7, 8 guri. De aceea spune Pavel, vă sfătuiesc să nu vă căsătoriți. Credeți că Biserica Catolică, când a spus ca popa să nu fie căsătorit, nu s-a gândit și la asta? E mai disponibil dacă n-are nevastă, e mai disponibil dacă n-are copii, dar așa, are și el copii, că dacă nu-i da timp să-și educe copiii, mâine spuneți, păi ce pastor ești, că copiii tăi sunt cei mai răi din adunare. Păi cei mai răi din adunare dacă doarme 6 ore, 10 ore la lucru și restul fiecare secundică o folosește pentru casa lui Dumnezeu. El când să stea cu copiii? Vreți să vă gândiți un pic la lucrurile astea? E bunătatea lui Dumnezeu în noi atât de mare încât să fim cinstiți? Nu cere Domnul nimic mai mult de la noi decât să avem atâta dreptate încât să fim cinstiți cu noi și cinstiți cu cei care se ostenesc între noi. Nu numai să nu-i criticăm și să nu-i bârfim și să nu-i invidiem și să-i subminăm pe din dos, ci dimpotrivă să-i spunem așa, frate, uite, eu pot astăzi să-ți dau în numele lui Iisus Hristos lucrul acesta, ia-l pentru familia ta, pentru că tu trăiești din Evanghelie. Tot timpul simt nevoia să vă spun, să nu cumva să faceți asta cu mine, pentru că nu vă bat un apropo. Eu predic din Evanghelie. Se întâmplă să se potrivească la mine sau la dumneavoastră circumstanțial, dar eu nu vorbesc despre circumstanțe, ci despre principii. Uitați-vă ce spune Pavel. 2 Corinteni 11, versetul 9. Am primit de la alte biserici o plată care ca să vă pot sluji vouă. Știți cum stau lucrurile? Termenul original pentru plată este cuvântul grecesc opsonein. Știți ce înseamnă opsonein? Solda care se dătea unui soldat era opsonein. Banii care se dăteau unui muncitor erau opsonein. Exact termenul militar pe care îl folosește el când spune niciun soldat să nu se încurce cu treburile lumești. Are Italia armată? Are. Este instruită? Este. Vă pun o întrebare. Cine duce copiii soldatului dimineața la școală? Cine îi face cumpărături? Îi spune el la sergent, domnule sergent, lasă-mă să mă duc să-mi iau copilul de la școală? Păi dacă Italia ar avea o armată de voluntari de ăștia, de mediocri de ăștia, iertați-mă, ar fi bătuți și de grupa de la școala duminicală. O armată de profesioniști care conduc avioane și tancuri, care protejează țara aceasta, este formată din oameni care nu mai au alte atribuții. Sunt trup și suflet pentru protecția țării. Opsonein, însă, este asigurat din taxele pe care le ia de la dumneavoastră. Vreți să vă pun o întrebare puțin așa complicată? Taxe la soldați să ne păzească țara avem, dar partea Domnului să ne întreținem biserica cu clădire, instrumente și slujitori, n-avem. De ce avem bani pentru taxe? Că statul ne ia cu japca dacă nu ne amendează. Dar la biserică nu te amendează nimeni, orică dai, orică nu dai. Atâta conștiință avem? Vă vorbesc direct ca să nu cumva să am teama că n-ați înțeles. Frații mei dragi, gândirea noastră trebuie să fie corectată de Evanghelie, nu de tradițiile noastre, nu de pe unde am învățat noi Evanghelia în legătură cu partea Domnului, cum am reușit să o învățăm. Și întotdeauna, trăgându-ne jar pe turtă, să dăm cât mai puțin. Iar dacă dăm, să dăm așa în hopuri. Vine cineva, ne face să plângem, ia frate 1.000 de euro. Și în general, cei care vin după colecte știu ei cum să ne facă să plângem. Să nu vă supărați că vă spun asta, dar eu sunt implicat în problema asta prea mult ca să nu știu lucrurile astea. Nimeni care vine să le faceți o colectă nu o să vă spună o predică directă spre binele dumneavoastră. O să vă spună despre tot felul de oameni fără ureche, fără nas, ca să vă emoționeze, o să vă lingușească și o să vă bibilească, ca la sfârșit să fiți drăguți cu ei. Nimeni nu vă mustră să vă spună adevărul, să vă îndreptați, că le e frică că la sfârșit le întoarceți spatele. Copilul dumitale e tentat să asculte de la prieten, că toată ziua îl îndreptățește și să-l urască pe tata, că îl trage de urechi să se corecteze. E corect? Permiteți-mi să vă spun 2-3 vorbe și închei. Știu că e târziu. Permiteți-mi, doar câteva minute mai am nevoie. Domnul Iisus Hristos
Spune în Luca capitolul 3, versetul 14, ostașii îl întreabă, noi ce să facem? Și el spune așa, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Cuvântul aici este mistos. Știți cum este tradus în românește? Salariu. Să rămâneți în casa aceasta, spune Domnul Iisus în Luca 10. Să rămâneți în casa aceasta, să mâncați și să beți ce vi se va da. Pentru că vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. Știți care este cuvântul pentru plata sa de aici? Mistos. Mistos îi spune la soldat, vă mulțumiți cu lefurile voastre. Și Mistos le spune la ucenici când îi trimite și le spune să vă mulțumiți cu plata voastră. E același cuvântul, salariu, Mistos. Acesta este originalul din limba greacă. În versetul următor, Pavel explică la cine se referă, să nu leși gura boului care trăieră bucatele. Vrednic este lucrătorul de Mistosul lui. Uitați-vă în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 18. Poate n-aveți timp să vă luați referințele acestea. Luați discul ăsta acasă. Nu mă credeți pe cuvânt, nu merită asta. Luați discul ăsta acasă. Și într-o zi când veți avea 2 ore la dispoziție, puneți-l într-un DVD, într-un aparat și cu Biblia lângă dumneavoastră, verificați referințele și lăsați-vă influențați de Duhul lui Dumnezeu. Eu n-am niciun interes să vă spun ce vă spun și n-am nicio acoperire dacă nu scrie în Biblie apă de ploaie ce v-am spus și nu crede nimeni. Uitați-vă la următorul fapt. Principiul Noului Testament este că slujitorii lui Dumnezeu, înainte să fie chemați în slujire, au avut îndeleniciri omenești. Ce meserie a avut Domnul Iisus? Tâmplar. Petru și Andrei și Iacov și Ioan, pescari. Levi, vameș. Luca, medic. Pavel, făcător de corturi. Barnaba, agricultor. Ce meserie au practicat după ce s-au dedicat Domnului? Câte scaune a mai făcut Domnul Iisus? Cât pește a mai prins Petru? Câți bani a mai luat Luca că a controlat de măsele, de gâlci, de apendic, de fiere, de genunchi? Cât porumb a mai plantat Barnaba în misiunile când a fost cu Pavel și a colindat lumea? Frații mei, ce vârstă trebuie să avem? Să avem o judecată dreaptă. Nu influențați de teologiile lumii care au fost formate cine știe pe unde și cine știe când. Cum trebuie privită partea Domnului? O rânduială așezată de Dumnezeu în biserică. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Așa trebuie privită, Domnul a așezat-o. Eu pot să nu fiu de acord cu ea, e dreptul meu, dar eu nu sunt de acord cu ceva ce Dumnezeu a așezat. Dacă spune Scriptura Domnul a așezat, nu poți înțelege decât că Domnul a așezat. 2. Un drept acordat slujitorilor săi pentru întreținerea vieții și a familiei. În adevăr, în legea lui Moise e scris, să nu leși gura boului care trăieră. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește El despre noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, ca cine ară trebuie să ară cu nădejde și cine trăieră grâu trebuie să trăieră cu nădejdea că va avea și el parte de ce trăieră. 1 Corinteni 9, 9 la 10. 1 Corinteni 9, 9 la 10. Pe boi are în vedere? Nu, pe noi. 3. O datorie a fiecărui credincios față de cei ce învață din Evanghelie. Cine primește învățătură din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui celui ce îl învață. Galateni 6 cu 6 sau Roman 1, 15, 26 la 27. Că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinți, care cum sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătate, dar era și o datorie față de ei. E bunătate și datorie în același timp. Bunătate și datorie în același timp. 4. E o dovadă de dragoste și de cinstire a slujitorilor. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Filipeni 4 cu 10. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea și cu învățătura pe care o dau altora. E același cuvânt de care vă vorbeam mai devreme. 5. O jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis. Ce i-a trimis?
Uitați-vă în Filipeni 4:15. 6. Metoda divină pentru întreținerea materială a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Aduceți însă la casa visteriile toate zeciuielile să fie hrană. Dumnezeu nu-i sărac. Dumnezeu nu a ajuns să cerșească pentru proiectele casei lui și pentru nevoile casei lui. Cum te-ai simțit dumneata dacă n-ai avea bani să plătești curentul? Și vecinii ar ști. Asta e un loc public. Toată lumea știe că aveți bani sau nu aveți bani pentru curentul electric. Merită Dumnezeu dezonoarea. Sute de oameni nu-și pot plăti curentul, gazul și să nu intru în amănunte și cu alte lucruri? Ca să nu înțelegeți greșit să spun. Lucrătorii bisericii? S-ar putea să vă gândiți la mine și n-am vrut să vă gândiți greșit. Deja am trecut 15 minute peste 9, mi-am notat multe lucruri pentru ca să fiu biblic și convingător, știind că este ultima mea întâlnire cu dumneavoastră, am vrut să deșert tot ce este în inima mea cu subiectul acesta, pentru ca să fiu sigur că sunteți înarmați cu tot cuvântul lui Dumnezeu de care aveți nevoie ca să fiți drepți în deciziile pe care le luați. Frații mei, puteți să faceți ce vreți cu banii dumneavoastră și cu banii lui Dumnezeu, dar un om care îl iubește pe Domnul va ține cont de un verset ultimul pe care eu îl amintesc în seara aceasta. Dacă nu veți întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, sunteți la pământ. Din punct de vedere financiar, care era neprihănirea cărturarilor și fariseilor? 10 lei dintr-o 100 de lei. Ca să întreci neprihănirea cărturarilor și fariseilor, trebuie să pui cel puțin 10.1 lei. Zeciuială, din punctul meu de vedere, nu există. Dar există partea Domnului. Credeți-mă, partea Domnului este mai aspră decât zeciuiala. Că zeciuiala e o obligație care o dai mort copt, iertați-mi expresia. Dar când iubești și când te închini, tot timpul dragostea este abundentă. Tot timpul dragostea dă mai mult. Tot timpul dragostea este mai mare. Legea este așa cum e, dar dragostea dă pe răscoale. Scumpii mei, nu uitați de săvârșirea. Depinde de calitatea cuvintelor și de calitatea dărniciei. Fiți niște oameni care vă întrebați în această seară, duceți-vă acasă și spuneți-i soției așa, e târziu, dar vreau să stăm un sfert de oră de vorbă. Noi vrem să fim o familie binecuvântată. Nu uitați, dacă faci doar, dacă ești binecuvântat doar cât dai, atunci cât de mult ar trebui să dai? Dacă dai puțin, cine îți garantează că vei fi binecuvântat mult? Mai ales dacă în cunoștință de cauză faci lucrul acesta. Stați de vorbă cu soția și cu soțul. Să vă faceți la nivel de familie un principiu biblic. Nu-i vorba aici de pastor, că azi e Marius, mâine e Luigi, poi mâine e Ion, răspoi mâine e Puiu. Oamenii strecători, dar învățătura Scripturii este veșnică. Iar copiii dumneavoastră nu vor ști mai mult decât văd la dumneavoastră și decât aud de la dumneavoastră. Frații mei, trăiți pentru Evanghelie și pentru Dumnezeul care ne-a trimis-o, pentru că El nu a trăit, El a murit pentru noi. Am îmbătrânit și n-am văzut pe cel sărac lipsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Nu vei muri niciodată de foame dacă îl împrumuți pe Dumnezeu. Nu vei muri niciodată de foame dacă întreții casa lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îți va vedea râvna, îți va vedea nevoile și te va binecuvânta. Mă rog lui Dumnezeu să ai putere să faci schimbările care trebuie pentru ca să-ți poți ridica privirea și să spui, Doamne, eu m-am îngrijit de casa ta, tu nu vrei să te îngrijești de casa mea. David când s-a rugat a spus, Doamne, mi-e rușine, încrapă obrazul, casa mea este placată cu lemn de cedru, că sunt înumpărat de pe pământ, iar tu îți ții chivotul într-un cort de piele de capră sau de piele de vacă, să-mi fie rușine, Doamne, eu o să-ți fac o casă. Și Domnul i-a spus, nu tu, fiul tău, că tu te-ai implicat prea mult în război. Și el a strâns toate materialele și când s-a făcut Solomon să devină împărat, a avut totul la îndemână și a început să facă o casă Domnului. Este de apreciat David că l-a onorat pe Dumnezeu să aibă o casă mai frumoasă decât a lui? Sau era normal casa lui să fie mai frumoasă decât a lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu avea o debara unde și avea chivotul?
Gândește-te la lucrurile acestea, onorează-l pe stăpân, că niciodată copilul stăpânului nu va duce rău. Pentru că dacă stăpânul o duce bine, o duce bine și oamenii din casa stăpânului. Vreau să ne rugăm în seara asta, să ne cerem iertare dacă este nevoie, să ne angajăm dacă este nevoie, să ne punem inima la cruce. Mâine se termină pământul ăsta și nu mai rămânem decât cu ce am trimis acasă. Când ai un credit card, împrumuți bani din viitor. Când te duci la bancă, ți-ai casă sau mașină, împrumuți bani, dar în viitor trebuie să-i dai înapoi cu dobândă. Împrumuți bani din viitor și îi aduci în prezent. Când dai bani Domnului, dai bani în prezent și îi trimiți în viitor. Când viitorul ăsta va deveni prezent la sunetul trâmbiței, tu-tu-tu, atunci Domnul va spune, bun, rob și credincios, vino și intră în bucuria stăpânului tău. Ce voi simți eu atunci? Unde sunt 100, 2, 3, 5 de euro pe care i-am dat Domnului? Câtă valoare vor mai avea în fața străzilor de aur și a porților din nestemate? Vreau să te gândești la asta cu o atitudine matură și cu o inimă născută din nou, cu o inimă plină de iubire pentru rege și cu soția dumitale și cu soțul dumitale, să iei o decizie care știi că e biblică și care este pusă în slujba promovării împărăției lui Dumnezeu. Haide să ne rugăm Sfinții Domnului, să stăm în fața stăpânului cu inima noastră, să ne rugăm ce ne îndeamnă Duhul Domnului, ne rugăm împreună.